Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi o să mai vorbim câte ceva despre acidul oxalic, fiindcă am văzut că mulți sunteți curioși de cum arată sau cum trebuie folosit. Am să vă arăt aici în găleată cum arată el după ce, cam după o zi. Eu ieri deja am folosit, fiindcă mulți au întrebat că cum arată el după ce e gata. Trebuie să se închege un pic și cum arată la vetele. Păi, iată, după ce răstorn din găleată, așa arată la vetele. Așa arată. Ce facem cu ele? Desfacem pur și simplu. Așa. Foarte, foarte simplu se folosește. Nu e ceva exagerat sau, fiindcă de celuloză, ele se mai desprind așa, dar nu e nicio problemă. Pui tot o bandă, pui. Bun, eu acum nu le desfac, că nu folosesc azi, doar v-am prezentat cum arată ele. Ce trebuie menționat este că aici avem un roi la care am folosit. E roi format artificial. Nu îl desfac acum, că e vremea asta așa cum este. Și paralel folosesc și ulei esențial, adică nu folosesc numai benzilic oxalic. Aici la stup, să vă arăt că e o singură bandă, se vede, și două sticle cu ulei esențial. E foarte simplu, nu curg, mulți își puneau problema că curge din lavete, nu curge nimica, e perfect. Timp de 6 săptămâni vor sta aici deasupra. Când vine, mai vin cu un tratament anul acesta tot cu oxalic. Acum suntem undeva pe 19 iunie. Acest tratament este valabil până pe 15 august. Aproximativ. După 15 august mai punem încă un rând. Nu vom îndepărta aceste lavete, ci pur și simplu mai adăugăm încă una în partea asta la altă. Da, bine, colonia o să mai crească, ea este acum pe 6 rame, ea o să mai crească, fiindcă are 4 rame pline cu puiet, la ce am văzut ieri când am adăugat. Și cam asta este. Eficiența lui, eu zic că este bună atâta timp cât am folosit deja 6 săptămâni și la tratamentele cu amitraz n-am văzut varoa. Dar încă nu e concludent, fiindcă vom vedea mai bine în luna octombrie, când voi face din nou tratamentele cu amitraz. Acum am făcut doar la vreo 5 colonii, să văd cum a acționat benzilicul oxalic, să văd dacă văd măcar un varoa, nu este niciunul. Asta nu înseamnă că nu este. El este undeva, dar e ținut sub control, undeva la 80-90%, depinde de situație. Dar în octombrie voi vedea cel mai bine ce eficiență a avut oxalicul pe tot parcursul timpului. Și nu trebuie să neglijați nici faptul că folosesc ulei esențial, fiindcă și el are un rol la fel de bun împotriva varoei. Varozei, pe lângă efectul varozei, are și alte beneficii, fiindcă e hrănit puietul direct cu această substanță pe bază de uleiuri esențiale. Și atunci sănătatea albinei este mult ridicată și împotriva nosemozei și alte tipuri de virusuri.
Astfel voi putea să mă bazez pe calitatea albinei care va fi. Bun, cam atâta despre oxalic și cum se folosește el. Vom vedea în luna octombrie ce și cum. Până data viitoare, numai bine!